Salut și bine ai revenit pe acest canal! Astăzi o să facem un haul cu produse de bebeluși, primul haul pe care o să-l facem împreună. Și am aici cutiile în care au venit lucrușoarele. Eu le-am desfăcut, bineînțeles m-am uitat la ele pentru că mi-au ajuns de vreo două zile, dar abia acum am reușit să mă pun să filmez. Ei bine, vreau să menționez că produsele au fost cumpărate de pe nichiduță.ro. Au oferte foarte bune și lucruri foarte interesante acolo. Iar dacă vă interesează, ați putea să aruncați un ochi. Bun. În primul rând, o să încep cu singurul lucru pe care mi l-am cumpărat pentru mine. Și este vorba despre această pompă. Mi-am dat o pompă de mulți. Sună cam aiurea, dar da. Ai nevoie de o pompă de sân. Și am optat să iau pe aceasta manuală, momentan. Nu știu dacă o să am lapte sau nu. Și dacă o să fie necesar și o să văd că nu mă descurc cu ea, atunci o să investesc pentru una electrică. Că este și așa ceva. Hai să vă arăt cum arată. Ea vine așa. Este pur și simplu pompa cu, gândesc că aici pui treaba și pompezi. Așa, ăsta e suportul bun. Un suport să stea în picioare acolo jos cel mof. Și aici avem și o sticluță, le pun la loc, o să le scap. Avem și o sticluță și aici capacul, tetina, biberonului, ceva de genul. Bun. Cam asta este și este de la firma Kids Care. Bun. Și asta a fost 45 de lei. Deci, la un preț foarte bun. Am văzut-o și în Dr. Max, undeva la 58 de lei, ceva de genul era. Deci, totuși, e o mică, mare diferență. O să o pun aici. Bun. Am luat o astfel de pompiță pentru nas. Un fel de aspirator nazal, ci că s-ar numi. Nu știu cât o să-l folosim, dar l-am cumpărat pentru a-l avea în casă, pentru că am văzut pe acea listă cu ce ai nevoie pentru un nou născut, că am nevoie de așa ceva. Am cumpărat și două lingurițe din astea de silicon. Ambele sunt roz. Ce să vezi? Așa arată. Una a fost 7 lei, iar una a fost 11 lei, din câte mi-aduc aminte. Iar chestiunea asta, cred că tot 11 lei a fost. Un degetar din ăsta pentru a curăța bebelușul în gură. Are o parte așa cu pet de silicon. Am înțeles că se dă cu glicerină boraxată bebelușul în guriță. Și pentru asta am nevoie. Și am cumpărat și două astfel de termometre. Unul simplu. Nu știu care e ăla simplu și care e ăla. Habar n-am. Ăsta e cel rezistent. Cel flexibil. Am înțeles că trebuie băgat în funduleț. O să-i verifici febra. Deci ăsta este flexibil, cu vârf flexibil. Iar acesta este pur și simplu un termometru simplu. Am cumpărat două pentru că n-aș vrea să-i caut. Nu știu unde se mai caută în guriță. Da. Bun. Și am colit încă o cutiuță. Și nici astea n-au fost scumpe. Cred că unul 16 lei și unul 18 lei, ceva de genul.
mai cumpărat o astfel de perie pentru curățat biberoane, una din asta pentru tipine. Asta a fost 8 lei. Nimic foarte interesant, e ceva foarte basic. Am mai cumpărat un termometru din ăsta pentru baie, pentru cădița fetiței. I-am cumpărat și cădiță tot de aici, de pe Nichiduță, dar o să vă arăt în alt video. Asta a fost, cred că, 11 lei. I-am cumpărat o centură din asta pentru colici cu sâmburi de cireșe. Am înțeles că se pune la microunde și se încălzesc acei sâmburei de cireșe și calmează butica bebelușilor. Să sperăm că o să ne ajute dacă o să avem nevoie. Și am mai cumpărat și... asta a fost, cred că 20 și ceva de lei sau 30 de lei, undeva pe acolo. Am cumpărat și două astfel de creme, sudocrem pentru zona scutecului. Una de 60 de grame, asta am cumpărat-o pentru spital. Și încă una de 125, pe care am cumpărat-o să o avem acasă. Știu că una a fost 11 lei și cealaltă sau 13 lei și asta 20 și ceva de lei pe acolo. Bun. Am cumpărat și două astfel de biberoane. Am ales să merg momentan pe treaba asta, pe Tommy Tipi. Și nu le-am cumpărat micuțe, pentru că nu vreau să le schimb. O să cumpăr încă o sticlă de sticlă de la Avent, chiar pentru nou născuți, și o să fac în aceea gramajul, că am înțeles că trebuie 30 de mililitri, dacă cumva trebuie să-i dai și formulă. Eu le-am luat oricum mai mari, pentru că aș fi vrut eu așa să nu le schimb tot imediat. Oricum, astea merg de la 60 de mililitri, dar, după cum vă ziceam, nu este absolut nici o problemă, pentru că rezolvăm și treaba asta. Și am cumpărat așa. Am cumpărat una anticolici și una simplă. Ambele sunt roz și au fost undeva la 53 de lei, 55 de lei, undeva pe acolo. Iar pe toate astea am dat 300 de lei. Bun. Asta a fost comanda de pe Nichiduță. Este a doua comandă. Am mai comandat o cadă de baie, dar, după cum vă ziceam, o să vă arăt și pe aceea imediat. Bun. Aceasta este și cădița pentru care am optat să luăm pentru bebelușa noastră. Este din aceasta care se deschide cam așa. Este o cădiță pliabilă și este destul de măricică, după cum se poate observa. Și are și un o protecție din asta pe care o voi pune chiar acum. Și aici o să stea bebelușul, pur și simplu. O puteți observa că nu ajunge pușorul lui chiar până jos. Da. Iar aceasta a fost, cred că, 153 de lei. Nu știu. Undeva la 150-160 de lei. Pentru că am prins-o la reducere, ce să vezi. Și cam acestea sunt
câteva dintre lucrurile pe care le-am cumpărat bebelușei noastre. Bun, dragilor, cam astea au fost produsele cumpărate. Ei bine, acesta a fost clipul meu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu, pentru că urmează multe astfel de clipuri. Și mi-ar plăcea ca să vă am aici, aproape, să trecem împreună peste această perioadă frumoasă din viața mea. Bun, până data viitoare, eu v-am pupat, să aveți grijă de voi și nu uitați să vă abonați. Pa, pa!